Ea se născuse în camera de purpură destinată nașterilor din cadrul palatului și, prin urmare, fusese identificată ca prințesă născută în purpură. Călătorile în timp își mai schimbă sensul după o vreme. De exemplu, Back to the Future Day a rămas 21 octombrie, după ziua în care au ajuns eroii din filmul științifico-fantastic cu același nume, în 2015, în partea a doua francizei. Între timp, viitorul din film este trecutul tău, dar chiar și așa surprizele pot să apară. Îți arată și Judith Herring în volumul Femeile în Bizanț, Influență fără egal, călătoria de care ai parte astfel, îți arată cât de greu se formulează perspective pe care astăzi le consider de la sine înțelese, ori tradiționale. În această metodă de diferențiere a figurilor de femei, Fecioara Maria și-a găsit locul fără dificultate.